Bă, din ce am văzut, Rapid are probleme cu transferurile din cauza cazului Julio Cezar, care este unul foarte neplăcut, dar care cumva va scinda și va decide cam care e abordarea clubului față de preluarea trecutului, preluarea istoriei. Bine, eu știu deja, am discutat despre asta de 10 de ori în trecut. Din păcate, dacă lucrurile rămân cum e logic, adică până la urmă, dacă vor fi, cumva e tot rău spre bine, pentru că dacă vor fi, va fi decizia definitivă și va plăti datoria aceasta istorică, practic, FC Rapid 1923, nu știu dacă realizează, dar cumva preia, adică o să aibă un argument solid în instanță pentru a fi declarată irevocabil și irevocabil continuatoarea istoriei rapidiste, pentru că dacă plătești, decizia va fi irevocabilă și datoria va trebui plătită, pentru că va trebui plătită ca să se poată legitima jucătorii, altfel degeaba i-a dus, oricum îi vei plăti și pe aia. Atunci cred că procesul cu AFC Rapid, care este lung și dureros și care are multe episoade deja, ar cam trebui să fie tranșat în fața pentru pentru FC Rapid. Acum să vedem ce va fi, dar este o situație ingrată. FC Rapid a adus 4 jucători și nu-i poate folosi. Momentan nu-i poate legitima, mai apoi stramicalul nu a și dat gol, Florin Ștefan. Vedem. Situația este una cât se poate de cum să spun, complicată, dar la începutul lunii iulie, conform lui Victor Angelescu, nu e aia dintre cei doi acționari majoritari, se va lua o decizie definitivă. Vedem care va fi. Așteptăm cu interes și o să comentăm împreună.